Întâlnirile consulilor cu elevii din școlile timișorene continuă. În cadrul proiectului de Ziua Europei aducem consulatele în școala ta, elevii claselor A10 a 10-a de la Colegiul Național Bănățean au primit vizita consulului onorific al Regatului Țărilor de Jos la Timișoara, Marius Popa. Cu această ocazie, copiii au avut oportunitatea de a discuta despre diferențele culturale și au primit informații suplimentare cu privire la activitatea consulatelor și rolul acestora în relațiile internaționale. De asemenea, au putut descoperi noi detalii și curiozități despre specificul și tradițiile regatului țărilor de jos. Într-o atmosferă relaxantă și prietenoasă, elevii s-au simțit încurajați să pună întrebări și să discute deschis despre provocările și satisfacțiile activității de consul onorific. Proiectul de Ziua Europei aducem consulatele în școala ta este angajamentul comunității locale în promovarea valorilor europene și în cultivarea unei înțelegeri mai profunde a diversității culturale și a relațiilor internaționale și este dezvoltat. De Administrația pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, împreună cu consulatele și instituțiile de învățământ din oraș, transmit reprezentanții primăriei Timișoara.